Bună, mă numesc Andrian Florin și azi am să vă arăt cum să faceți un carusel în Instagram. În principiu este atunci când defilați pe Instagram și vedeți că cineva a încărcat mai multe imagini într-o singură postare, la care mergi să dai swipe pentru a vedea următoarea poză, dar atunci realizezi că nu este o altă poză, ci continuarea la prima poză. De ceva vreme, Instagram a făcut postările astfel încât să poți încărca mai multe fotografii într-o singură postare, maxim 10 din câte știu. Și, personal, am început să experimentez cu caruselul Instagram de puțin timp și aș vrea să vă împărtășesc și vouă cum se face. Din păcate, în primul rând, vei avea nevoie de Photoshop instalat, deci dacă nu ai Photoshop pe care îl recomand cu cea mai mare căldură, îl puteți descărca trial pentru 30 de zile pe site-ul lor oficial, www.adobe.com. Și dacă vă place și vă obișnuiți cu el, îl puteți cumpăra după sau procura. Așadar, următorul pas este să descărcați fișierul carusel cu extensia .atn din descrierea clipului. Îl instalați dând dublu clic pe el și după mergeți în Photoshop și pur și simplu îi dăm play. O să se deschidă o imagine lungă care, la final, când o vom exporta, va cuprinde toate cele maxim 10 fotografii gata de a fi postate. Ctrl-O pentru a importa fotografiile dorite în Photoshop. Apăsăm V pentru a ne asigura că avem unealta în Photoshop, cea de mutare. Facem click pe imagine, ținem apăsat click-ul și o tragem în documentul format inițial. Apoi, folosind Ctrl-T, o redimensionăm după cum avem nevoie. Tot timpul e important când tragem de capete pentru redimensionare să nu uităm să ținem Shift apăsat pentru a nu o deforma. La sfârșit, după ce am terminat, nu facem altceva decât să mergem la primul meniu de sus, File, alegem Save for Web, selectăm JPEG și calitatea 100, apoi salvăm în fișierul dorit pe hard. Navigând, observăm că avem 10 imagini separate. În cazul de față, neavând nevoie de toate cele 10 fotografii pentru a posta, selectez cele care sunt cu alb, le șterg și rămân doar cele care mă interesează. Dacă ai întrebări suplimentare sau idei de ce ai fi interesat să afli legat de Photoshop sau editare, nu ezita să-mi lași un comentariu. Spor la postat și să curgă like-urile!